Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Știți că noi, echipa de la Deșteptarea Matinalii de la Europa FM, avem un principiu: ora campionilor pentru nani este 10:30, cel târziu. Da. 10:30, nu știu dacă reușiți să o respectați. În ultima vreme, da. Zaf? Joacă Rapidul seara, nu mai joacă la 11 la prânz și de obicei se întâmplă să mai întârzi. Foarte greu să te culci între 10 și 11 noaptea, seara. Da. În sensul în care să te duci în pat, că altfel adormi pe unde ești. Da, 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 corect, ai dreptate. Dacă n-ai prudența necesară să fii în pat între 10 și 11, adormi pe canapea, îți pică ochii în gură la televizor, la alea, e super dificil. Dar se confirmă inclusiv științific. Mersul la culcare regulat, așa scrie aici, da, între 10 și 11 noaptea, încă dimineața, între 10 și 11 noaptea, reduce riscul de boli de inimă. Este un studiu britanic, cercetătorii britanici, asta. Cei mai șmecheri cercetători. Da. Deci să te culci reduce riscul de boli de inimă și, de asemenea, faci mai puține cucuie dimineața când te trezești. Adică dacă te culci după miezul nopții și trebuie să te trezești dimineața, cum e grav, noi la 5, facem multe cucuie, că nu vedem obiectele, lucruri de genul ăsta. Da. E un studiu pe un mare număr de persoane, acum serios vorbind. Deci, un studiu făcut, sunt aproape 90.000 de persoane, au fost luate în calcul în acest studiu, persoane care folosesc brățări inteligente de monitorizare a activității fizice. Uh-huh. Fitbit-uri de-alea sau ce sunt ele. Dar sunt și ceasuri, toate monitorizează, da, și somnul, printre altele. Uh-huh. Au fost urmăriți timp de 6 ani. Uh-huh. Și observația cercetătorilor este următoarea. 3172 de participanți au dezvoltat boli cardiovasculare în acești 6 ani, din 90.000 de persoane, rata cea mai mare fiind la cei care s-au culcat la miezul nopții sau mai târziu. Și cea mai scăzută rată de boli cardiovasculare la cei care s-au culcat între 10 și 11 seara. Și au fost făcute ajustări și pentru factori precum vârsta, durata somnului și neregularitatea somnului. Deci ora potrivită ca să-ți menții sănătatea pare a fi între 10 și 11. Interesant că și cei... deci, în comparație cu oamenii care mergeau să dormă între 10 și 11... Cei care s-au culcat între 11 și miezul nopții au avut un risc cu 12% mai mare de boli cardiovasculare. Deci 12% e semnificativ. Iar cei care s-au culcat după miezul nopții au avut un risc cu 25% mai mare. Ce mă îngrijorează este concluzia, care zice așa. Cei care au adormit înainte de ora 22, așa, au avut și un risc sporit cu 24%. Față de populația, mă rog, față de grupul de control, ăia între 10 și 11. Veniți să dormi pe tine mai bine. Da, deci asta mă îngrijorează, adică dacă dormi mai devreme, și acolo e pericol mare. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.